găsit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la Clubul de Poezie de astăzi. Astăzi o să-l cunoaștem pe Camil Petrescu. Camil Petrescu s-a născut pe 21 aprilie în 1894 la București și a decedat pe 14 mai în 1957, tot la București. A fost un romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist și poet. El pune capăt romanului tradițional și rămâne în literatura română, în special ca inițiator al romanului modern. Nicolae Manolescu scria că, citez, întreaga poetică a romanului, Camil Petrescian, exprimă renunțarea curajoasă la iluzia cunoașterii absolute a omului, am încheiat citatul. Membru titular al Academiei Române din 1948. Debutează în revista Facla în 1914 cu articolul Femeile și fetele de astăzi sub pseudonimul Raul D. Între 1916 și 1918 participă ca ofițer la Primul Război Mondial, iar experiența trăită acum se regăsește în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. În 1916 este mobilizat și pleacă pe front, unde este rănit. Încă din anul 1920 participă la ședințele Cenaclului Zburătorul, condus de Eugen Lovinescu, iar în revista omonimă publică primele poezii. Furtunosul gazetar de stânga, N.D. Cocea, e modelul său spiritual. Acesta va fi prototipul viitorului său erou, Gelu Ruscanu, din drama Jocul Ielelor, și a eroului său, Ladima, din romanul Patul lui Procust. Moare la 14 mai în 1957 la București. Cearta de Camil Petrescu. Miniatura de Fildeș șmărită și necăjită, tu nu știi ce să faci. Supărată pe mine. Să râzi, să plângi, dar îți strălucesc ochii de parcă splini de rouă, căci tu le faci pe amândouă, negrăit de frumos, cum cade câte o rază de lumină pe nasul unui copil mânios. Eu însă citesc, mai departe, și tac. Și tu plângi tot mai tare, că nu vreau să viu să te împac. Dar e destul că mai târziu să zâmbesc, privind într-altă parte. Mereu a plecat cu ochii în carte, ca să mă smuncești furioasă de haină și să râzi plângând, acum, de ciudă, că te-am împăcat.